Bună ziua! Mă numesc Natalia și astăzi discutăm despre ceva ușor, practic, dar în primul rând bine de știut. Alegerea parchetului laminat pare a fi destul de simplu la prima vedere, dar în realitate trebuie să ții cont de mai multe aspecte. Pentru a lua o decizie corectă, Supraten vine în ajutorul tău. Primul aspect în alegerea parchetului laminat este destinația încăperii. Dacă este destinat bucătăriei sau holului, recomandăm să alegi parchetul laminat rezistent la umezeală cu grosimea de 12 mm. Pentru dormitoare sau alte camere cu un trafic mai puțin intens, poți folosi laminatul cu grosimea de la 8 la 10 mm. Clasa de trafic reprezintă un alt aspect important în alegerea corectă a parchetului laminat. Pentru aprecierea clasei de trafic, ce determină durabilitatea, rezistența la zgârie și delatarea la umezeală a laminatului, vă informăm că cel mai des întâlnite sunt clasele 31, 32 și clasa 33. Laminatul din clasele 31 și 32 sunt destinate pentru trafic casnic ușor și cel comercial moderat, cum ar fi casele de locuit și apartamentele. Clasa 33 este predestinată în mare parte traficului comercial intens, des întâlnite în complexele comerciale sau clădirile publice. Indiferent de materialul din care este confecționat, producătorul ne pune la dispoziție mai multe nuanțe din care putem alege, astfel încât și persoanele cu gusturi selecte vor fi perfect satisfăcute. Le puteți găsi cu suprafața structurată, adică ce imite structura naturală a lemnului, sau cu suprafațe netede, mate sau chiar lucioase. Prețul accesibil, durabilitatea, dar în primul rând întreținerea ușoară a parchetului laminat reprezintă un excelent raport calitate-preț. Decizia îți aparține în totalitate, iar Supraten îți oferă soluții optime la cele mai bune prețuri.